Emanet, sezon 4, comentariul episodului 7-8-0. Vărea să-l ține strâns pe atacant și bărbatul celălalt ține arma asupra lui Nana și asupra lui Poiraz, însă Poiraz îi spune să nu își facă treaba, pentru că dacă trage, atunci o să-l omoare și el pe stăpânul său. Nana se uită la el mirată. Nana se uită la acel bărbat și Poiraz spune: sau o termin eu, sau o rezolv tu, decide-te. Bărbatul își pune arma bine și Poiraz zice: haide, repede, dezleagă fata. Bărbatul îl ascultă. Nana surâde către iubitul său și Poiraz spune: haide, fiule, grăbește-te, rapid, rapid. Atacant se plânge. Poiraz îi zice: ia, taci, taci. Nana îi spune bărbatului: rapid, fă-o repede. Poiraz spune: haide să-l legăm acum. Nana îl leagă pe bărbat și îi spune: nu te mișca. Poiraz apoi zice: vino. Nana îl desface legăturile frânghiei cu care era legat Poiraz. Poiraz se ridică în picioare și îi spune lui atacant: ți-am spus că am să distrug pe oricine îmi atinge soția, pe Nana. Poiraz îi dă numai un pumn serios și îl lasă inconștient. Ei doi se privesc, se îmbrățișează cu multă dragoste, în sfârșit erau liberi și erau acum în pace și de asemenea în securitate. Poiraz o mângâie pe fată și spune: gata, a trecut, a trecut. Nana îi spune plângând: am înnebunit crezând că ți se va întâmpla ceva, ceva rău, desigur. Poiraz o mângâie și zice: gata, a trecut, a trecut. Și acum ce facem, zice Nana. Poiraz se uită la atacan, să vadă dacă s-a deșteptat și zice: nu mă duc nicăieri până când nu-l predau poliției pe acest trădător. Nana e de acord. Se aud mașini și Nana spune: cred că sunt bărbații despre care atacan menționa că o să sosească. Poiraz își amintește ce a zis atacan când vorbea la telefon cu oamenii. Este pe lin, vom afla. Strânge oamenii ca să ajungem acolo, ca să o luăm pe sora mea și să ne asigurăm că Poiraz nu minte, de aceea îl vom lua și pe el cu noi. Își sfârșește. Nana îi spune că vin mulți bărbați. Poiraz se uită la ea îngrijorat și Nana spune: dacă ne prind, nu putem să mai scăpăm de ei. Poiraz zice: vino, o să plecăm noi acum. Poiraz caută cheile de la atacan și spune: haide. O ia de mână, pleacă și Nana zice: stai puțin. Nana furioasă îi dă câteva picioare lui atacan și zice: asta pentru ce ți-a făcut? Poiraz se uită la ea mirat. Nana oftează, apoi dă mâna soțului său. Poiraz îi spune: vino, și pleacă. Ei se duc către mașina lui atacan. Pelin se plimbă nervoasă, Adalet are probleme cu frigiderul, Mărt se duce să o ajute. Ești bine, soră? Hai să vedem despre ce e vorba. Să vedem dacă te pot ajuta să repare aici. Mulțumesc, fiule, zice Adalet. Pelin e îngrijorată pentru că nu știe nimic de Poiraz și zice: simt că nebunesc. Suntem aici, nu știm nimic. Nu putem face nimic și dacă i s-a întâmplat ceva lui Poiraz. Jansel încearcă să o calmeze și zice: trebuie să așteptăm, iubita mea. Este dificil ca să te gândești așa numai la rău. Calmează-te, nu te îngrijora. Haide să bem un ceai de mușețel să te calmezi. O să-ți facă bine, ia loc. Când se duce după ceai, îl ascultă pe Măr care vorbea cu Rustem. Mărte îi spune: frate Rustem, ce mai știi, care e situația? Rustem îi spune: am dirijat toate echipele și o să găsească mașina bărbaților lui Atacan. A, asta e bine. Da, nu te îngrijora că vom găsi locul crimei și de asemenea am găsit niște urme de sânge, dar nu știm cui aparțin.
Însă, deocamdată, nu sunt urme de Nana și Poiraz. După mine, cred că i-a dus în alt loc. A, bine, frate, mulțumesc, așteptăm vești. Adalet întreabă ce s-a întâmplat, fiule, ceva de rău. Mărte spune ce i-a zis Rustem, că au găsit locul unde o țineau pe Nana, dar ei nu erau. Probabil că ei deja fugiseră și deci și Poiraz a fost prins. Adalet e preocupată și îngrijorată. Zice, o, Doamne Dumnezeule, Marte zice lui Adalet că nu se știe unde sunt. Deocamdată nu i-a găsit. Dar ea zice, te rog un lucru, să nu-i menționezi asta lui Pelin, să o ținem în secret. Bine, bine, fiule. De fapt, zice Marte, meșterul m-a avertizat că... acest bărbat are o boală mentală și ar putea comite erori. Și deci trebuie să avem grijă. E obligatoriu ca să fim în siguranță. Sigur, sigur, vom fi bine. Jansel îi spune lui Pelin. Pelin, să nu spui ce ai auzit de la mine. Bine, nu zic. Ce s-a întâmplat? Uite, se pare că l-au prins și pe Poiraz. Au fost amândoi prinși de atacan, dar nu se știe unde sunt. Dar poate că tu afli unde sunt. Ah, Pelin, ți-am spus să nu te bagi în chestiile astea și să-l anunți pe Poiraz la timp. Uite ce s-a întâmplat. Ah, Poiraz, nu se poate. Nu suport ca să stau aici ca să aștept în timp ce el e în pericol acolo. Nu, Jansel, n-am să pot să stau aici. Jansel e speriată. Pelin continuă, am să-i cer fratelui meu să rezolve problema asta, ne punem cumva de acord și am să-l scot pe Poiraz de acolo, asta am să-i cer. Bine, dar cum ai să faci asta? Ah, nu trebuia să ți-o spun, dacă... Da, acum, tocum, oricum, e bine ca să stai liniștită. Nu, am să-i fac o propunere lui, el nu va refuza niciodată și după aceea Poiraz va putea să revină. Va reveni Poiraz? Pelin dă din cap. Da, am nevoie de telefonul tău, o să plec imediat. Bine, bine, dar nu poți să pleci de aici. Nu poți să pleci pentru că nu te vor lăsa să pleci. Ajută-mă tu, trebuie să-i distragem puțin și ca să poți să plec, bine? Adalet aduce ceaiul. Jansel zice, dar de ce v-ați deranjat? A, nu, nicio problemă, zice Adalet. Ceva vești avem? Întreabă Jansel. Mark zice că nu. Jansel varsă ceaiul pe Mark pentru ca Pelin să poată ieși din casa lui Adalet. Jansel zice, vai mă scuz, mi-a tremurat mâna. Te-am ars? Nu, e bine, e bine, e bine, zice Mark. Haide să te schimbi, zice Adalet. Și Adalet merge la bucătărie cu Mărt, ea încearcă să dea cu puțin apă rece pe cămașă. Jansel o anunță pe Pelin că poate să iasă din casă. Nana și Poiraz sunt în mașină, se opresc. Nana se întreabă ce s-a întâmplat. Poiraz zice, nu știu. Poiraz zice, totul era bine, dar nu știu, s-a întâmplat ceva, stai să verific. Poiraz spune că nu mai merge mașina. Nana zice, și ce facem acum? Ei se pun de acord să meargă pe jos. Poiraz zice... Ce ți se întâmplă? Ești bine? Parcă nu ești. Nana dă din cap și zice, ba da, sunt bine. Merge, merg, ținându-se de mână și Nana amețește iarăși. Poiraz îi spune că ceva nu e în regulă cu ea, fata zice că e obosită, e îngrijorată. Poiraz zice, și cum o să continuăm? După care vine ideea și o ia pe ea în spate. Haide! El îi spune că o va susține el. Am devenit o povară foarte mare pentru tine, zice ea. Nu, niciodată n-ai să fii o povară pentru mine și intră în pădure. Vine un bărbat care încearcă să-l deștepte pe atacan și zice, deșteaptă-te, trezește-te, mă auzi?
Atacan nu-l vede pe Poira și pe Nana. Bărbatul îi spune, ești bine? Atacan întreabă unde sunt cei doi, bărbatul spune că au fugit. Atacan e furios și spune că trebuie urmăriți și găsiți și să-i aducă înapoi. Bărbatul iese să-i caute și Atacan, furios, dă cu piciorul la un scaun. Atacan continuă să fie furios și primește apelul de la Pelin. Pelin zice, bună frate, ea spune că e îngrijorată de ceea ce i-a făcut lui Poiraz. Atacan neagă și spune, de fapt, ce spui, la ce te referi? Pelin îi spune că vrea ca să facă un pact cu el. Atacan îi spune că să vină la casă, acolo, la casa lui. Ea îi zice că nu vine. Pelin îi spune lui Atacan, vreau să fac un pact cu tine, în schimbul acțiunilor mele, ca să-i dai libertatea lui Poiraz, dar numai lui. Atacan îi spune că nu poate face asta prin telefon. Pelin zice, bine, de acord, atunci se încheie apelul telefonic și ea își spune că îl va salva pe Poiraz. Cei doi sunt în pădure, Nana cu Poiraz. Nana îi spune să o dea jos pentru că are să o obosească. Poiraz zice, bine. Ea se gândește la tot ce s-a întâmplat acolo. Poiraz îi spune că el este bine, că totul s-a terminat cu bine. Totuși, ea e foarte agitată și impresionată de tot ce se întâmplase cu ei acolo, în special cu el. Poiraz încearcă să o calmeze și spune că nu mai trebuie să-i fie teamă. Fata zice, dar nu mi-e teamă pentru mine, mă îngrozește ce ți s-ar putea întâmpla ție. Bărbații ăia, ai văzut ce ți-au făcut, mă înțelegi? Poiraz ia chipul ei între palmele sale și zice, uită-te la mine, totul o să fie bine, mă înțelegi? Acum chiar am ceva foarte prețios pentru care să lupt. Bărbatul lui Atacan e în apropiere, îl vede pe Poiraz și trage. Poiraz o acoperă pe Nana și după aceea îi spune, ai încredere în mine. Nana dă din cap, vino. Bărbatul se apropie și Poiraz îl lovește din spate. Apoi ia totul omului, găsește telefon, mai găsește ceva prin buzunarele lui. Zice, cam asta e tot. Nana dă din cap și Poiraz zice că acum trebuie să meargă și să găsească unde era mașina acelui bărbat ca să plece cu ea. Și îi dă mâna și zice, haide. Marc e furios și zice că nu găsește pe fată, pe Pelin. Și zice, o să-i spun poliției pentru că trebuie să o caut. De ce nu m-ai avizat, soră? De ce nu mi-ai spus? Eram la baie. Tu, de fapt, cred că tu ai făcut distragerea asta ca zicea să fugă. Jansel zice, ce puteam să fac? Ea era hotărâtă să facă asta. A zis că nimeni nu poate să o oprească, va muri pentru Poiraz dacă va fi necesar. Ea vrea să-l salveze, dar nu știu dacă poate pe amândoi. Mi-a spus că are un plan în minte. Zice că dacă ceva rău îi se întâmplă lui Poiraz, ea nu va putea trăi. Așa că n-am putut să o opresc. Și care e planul, ți l-a zis? Nu mi l-a zis. Cred că se va sacrifica pentru Poiraz. Nu se putea opri. Și-a pus asta în cap. Acum știi că iar apreciază mult pe Poiraz. Marc se uită la Jansel îngrijorat. Poiraz și Nana merg mai departe prin pădure. Poiraz îi spune, vino. Ea zice, mai încet. Da, vino, uite, mașina este aici. Poiraz îl sună pe Mart și zice, bună, Mart, aici e Poiraz. Mart îl întreabă, unde ești, meștere? Ești, sunteți bine? Da, suntem bine. Noi merg Nicola de Atacan, mi-a pus o capcană, dar până la urmă am supraviețuit amândoi. Acum mergem acasă, te-am sunat ca să anunți poliția. Bine, oamenii lui Atacan sunt pe aici. Mart dă din cap, mulțumit. Bine, am să anunț. Poiraz zice, gata, totul s-a terminat. Maestre, ba, mai e ceva ce tu nu știi. Pelin a fugit. Cum adică a fugit, Mart? Păi s-a dus acolo, dar de ce a fugit? Unde s-a dus fata asta?
ai celularul ei, maestre, ea s-a dus ca să se predea lui Atacan să te salveze. Așa i-a spus surorii Giansel. Păraz întreabă, și cât timp a trecut de când a plecat? N-a plecat de mult. Bine, bine, mă ocup eu. A scăpat Păraz, întreabă Nana. A scăpat Pelin, întreabă Nana. Păraz dă din cap afirmativ. Vai, trebuie să evităm ca ea să se predea acelui individ. Da, dar cum o să facem? Pentru că n-aș vrea ca să rămâi pe aici. Păraz citește mesajul pe care Atacan l-a trimis omului său. Vino aici când îți termin treaba, am schimbat locația reuniunii. Păraz acum știe unde se află Atacan și îi spune Nanei. Asta a fost foarte bine, uite, mesajul ăsta ajută. Păraz o ia de mână și zice, am să o caut. Este mai aproape decât îmi imaginam. Am să te las la spitalul cel mai apropiat, că așa este corect. Nana îl oprește și zice, așteaptă, nu te poți lăsa singur. Eu, indiferent unde aș merge, sunt bine. Păraz îi zice, sub nicio formă. Sub nicio formă, pentru că altminteri, mintea mea o să fie tot timpul la tine. Nana se uită la el. Păraz, trebuie să știu că ești în siguranță. Deschide mașina și zice, acum intră. Și se suie în mașină. Atacan întreabă prin telefon, nu i-ai găsit? Bărbatul zice, din păcate nu, încă căutăm, domnule. Atacan spune, organizează biletele de avion de la aeroport să plecăm în străinătate. Da, la ordinele dumneavoastră, zice bărbatul. Atacan spune, acum trebuie să fug. Ajunge pe lin și Atacan îi spune omului său să o cerceteze. Bărbatul o cercetează și zice că totul e bine, nu e în armată. Atacan îi spune să iasă și zice lui Pelin, acum te dai bătută. Pelin da, zice, uite, am să-ți dau 90% din acțiunile mele și 10% rămân pentru mine. Dar, în schimb, o să le liberez pe Păraz. Și Atacan întreabă, dar soția lui, ce se va întâmpla cu ea? Nu mă interesează, zice fata, fă ce vrei cu ea. Atacan râde. Pelin zice, important pentru mine e ca ea să nu se întoarcă. Atacan zice, ia uite, unde era Pelin cea inocentă și cu inimă bună. Și pe urmă mi se spune mie că sunt rău. Tu îți acoperi ochii ca să obții ceea ce vrei. Medicamentele pe care ți le-am dat funcționau. Dacă te duc în fața tribunalului, o să se vadă că ești foarte dezechilibrată. Dar lucrurile un pic s-au mai schimbat. Asta înseamnă că m-a ta drag de mult ca să-mi dai milioanele tale. Suficient ca să verzi și sânge și totul din dragoste, ceea ce ești tu capabilă să faci. Pelin nu răspunde și Atacan zice, dar am o ofertă mai bună și îndreaptă arma către ea. Pelin dă un pas înapoi și Atacan îi spune, am o ofertă pentru tine, dăm toate acțiunile și n-am să-ți dau nimic în schimb. Nana și Păraz au scăpat din mâna mea, așa că, draga mea, soră proastă, asta e situația, îmi dai cu mâinile tale acțiunile. Pelin zice, nu, tu ai pierdut, tu m-ai înșelat. Atacan zice, indiferent ce ai spune, uite rezultatele, acum ai să semnezi. Acest document spune că vei da toate acțiunile tale. Pot fi un om de afaceri, dar nu-mi mânjesc, că nu e necesar, așa că nu glumesc. Dacă crezi că nu te voi omorâ pentru că ești sora mea, te înșeli. Dacă vrei să trăiești, totuși semnează documentul. Pelin se apropie ca să semneze și își privește fratele, care îi strigă, semnează. Sosește Păraz și zice, jos pistolul.
Bărbații se împușcă amândoi, Poeraz îl împușcă pe el în mână, în picior. Pelin, Poeraz, Atacan, zice, te-ai decis să te întorci să salvezi prințesa. Ai comis o eroare. Atacan îndreaptă pistolul către Pelin. Poeraz îl împușcă, Atacan... E aproape de a scăpa pistolul din mână. Pelin aleagă către ieșire. În momentul ăla Atacan ia arma și o împușcă cu mâna cealaltă și o împușcă în umăr pe Pelin. Pelin cade, Poeraz îl împușcă iar pe Atacan în picior. Poeraz strigă, Pelin, Pelin, ești bine, să pleacă asupra ei. Ea zice, Poeraz, Atacan fuge. Și Poeraz zice, mă întorc imediat, îi spune fetii. Poeraz îl urmărește pe bărbat, o lasă pe Pelin acolo, Atacan trage în cauciucurile lui Poeraz și fuge cu mașina lui. Poeraz trage după el și e furios că mașina acum nu mai e funcțională, se întoarce la Pelin. Poeraz se plimbă nervos la spital, ajunge Nana, se oprește, se privesc și apoi se îmbrățișează, mulțumiți că au scăpat cu viață, amândoi cu multă pasiune și iubire. Nana închide ochii la pieptul iubitului său, Poeraz simte că iubita lui este în brațele sale și surâde. În ceea ce privește cealaltă pereche, poliția, cei doi polițiști împreună cu Sinan, pe individul care a omorât-o pe Ezghi, dar din păcate, deși Sinan îl găsește, respectivul îl împușcă. Ea este la spital, primește vizita lui Adalet, care e foarte impresionată de ceea ce i s-a întâmplat în pușcărie fetii. Fata îi spune să stea liniștită, că Sinan are grijă să o scoată de acolo. Cealaltă pușcăriașă reușește să păcălească bărbatul de la poliție, în sensul că în ceaiul pe care l-a primit ea de la asistentă pune ceva care dădea dureri mari de stomac și îl cheamă pe băiatul care păzea la ușa ei să servească ceaiul, spunând că ei nu-i place. Acela bea ceaiul și începe să-l doară stomacul, îi cere prietenului său să aibă grijă și de ușa la care e, că pleacă la toaletă. Respectiva începe să se plângă că o doare stomacul și vrea să fie să fie dezlegată de acea mână unde era legată cu cătușele de pat, ca să meargă și ea la toaletă. Bărbatul de bună credință o desface și vrea să ia scaunul să o ducă la toaletă, însă ea îi dă în cap cu o măsuță și iese. Sparge o sticlă, ia o bucată de sticlă din cioburile picate pe jos, o bucată mai măricică și pleacă în rezerva lui Ainur, amenințând-o pe aceasta, blocând cu o măsuță intrarea în rezerva ei. În timp ce Sinan cade la pământ împușcat de acel individ, ea este și ea în pericol mare de moarte, căci această femeie este cu sticla aia la gâtul ei, convinsă ca să o omoare de data asta. Să vedem ce se va întâmpla cu ei. Pe mai departe, Ibo și Cara sunt alături acum de procuror și caută să îi prindă pe cei care... în realitate, au avut de-a face cu moartea lui Ezghi. Cam asta a fost aseară. Sfârșitul comentariului.